Iar aici am găsit vestiții și delicioși zbârciogi, care sunt chiar, se numesc chiar delicioși. Morcella deliciosa. Expertul zice că într-adevăr sunt delicioși. Sunt cei mai vânați zbârciogi și la noi în țară și mai ales în afară. În America, în mai multe state, am văzut că există chiar și niște întrevederi de ciupercari. Când apare sezonul, sunt concursuri, există chiar un cult al acestei specii de ciuperci. Sunt delicioase. Am cules din aceștia și astăzi destui, cât să tragem în tigaie cu unt și cu usturoi. Aici este unul mai mare, dar a început să se deshidrateze, însă este destul de bun. Îl vom deshidrata pe acesta, este bun și la iarnă. Pădurea de plop. Noi am mers și prin alte păduri cu stejar, ulm, dar se pare că la plop trag aceștia. Și se deosebesc prin căciulița asta destul de mare, prin pălăria destul de mare, aproape aceeași dimensiune cu piciorușul. Dacă găsiți locuri unde cresc acești minunați zbârciogi, an de an puteți reculta din același loc. Sunt fideli locului. Miceliul rămânând acolo și producând în fiecare an. Sunt minunați, poftă bună dacă găsiți, toate cele bune vă doresc, prieteni, și culegeți doar ciupercile pe care le cunoașteți. Pa 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 p